Tata e sobar de vreo 30 de ani și el a făcut centrala asta. Uite așa iese fumul până aici și chiar recent am văzut, uite așa stătea fumul aici, plutea, ca la înălțimea asta. Ca un norișor așa de ciudat. Pentru că, în ciuda faptului că eu sunt fecior de sobar, trebuie să recunosc că anul trecut eu n-am curățat soba. Centrala. A cât e de groasă cenușa pe centrală, e vreo 45 de mm, vreo aproape 5 cm. Noi, ia ce fain m-am făcut. Mândru. Și eu acum când o fac aici, ia să înclin încoacerea, înseamnă că uite cum merge flacăra. Salutare, prieteni! E luna noiembrie pe noi și chiar dacă ne place că volumul de lucru s-a redus un pic, ne plac peisajele de afară pentru că avem niște peisaje magice. Culorile de toamnă ne fascinează în fiecare an. Deși începând cu luna septembrie ne gândim deja că se apropie iarna, anul ăsta n-am avut vreme să curățăm centrala. Noi suntem o familie modestă și ne bucurăm tare mult de centrala asta care ne încălzește casa, copiii noștri, nu mai sunt așa mici, dar deja de 10 ani ne-am obișnuit cu centrala asta și o să vă arăt cum o curăț. Pentru cei care ne vedeți pentru prima dată, o să vă arăt așa câteva peisaje ca să știți care e treaba cu noi, pentru că noi suntem în Maramureș și avem o gospodărie frumoasă, avem o bivoliță care de-abia așteptăm să fete, să vedem ce lapte ne-a dat. Avem niște capre. Avem niște copii harnici care ne ajută să facem tot felul de chestii interesante și ne place să vă arătăm vouă pe YouTube, urmăritorii noștri și cei care ne vedeți pentru prima dată, viitori urmăritori, să vă arătăm ce stil de viață trăim noi la țară. Și cât de bine ne descurcăm noi așa, cu mai puțin, pe mai pe modest, mai cu cum se poate, că totuși suntem români și de când ne știm, ne-am descurcat. Tata e sobar de vreo 30 de ani și el a făcut centrala asta. Forma și locația în care o vedeți acum s-a schimbat de 11 ani de când locuim noi în satul ăsta. Aceeași centrală cu registru, cum se spune în unele părți, sau cu cazan, cum se zice pe la noi, pe la Bihor, unde m-am născut eu, a fost mutată ba cu fața încoace, ba cu fața încolo, acum a treia oră cu fața încolo. Da? Și a mai fost modificat odată pentru că chiar după prima instalare trăgea și merea focul, consuma foarte multe lemne și atunci a trebuit înmulțit un pic, făcut mai multe canale ca fumul să rămână mai mult în jurul centralei. Fumul, nu căldura sau focul? Fum. E vorba de fum. Acum nu o să vă dau toate secretele sobăritului pentru că în primul rând nu sunt foarte sigur de ele și nu vreau să greșesc, dar principiul care este? Fiecare bucată de lemn pe care o bagi în centrală, în focar, vrei să transformi energia aia termică a focului în apă fierbinte care circulă pe țevile astea. Și acum, sigur că dacă vă uitați aici, tata de fiecare dată când vede centrala asta și o vede așa afumată, zice: măi, copchile, dar care treaba, de ce e așa afumată, că doar soba aia bine arde. Foarte bine arde soba, dar în video de astăzi vă dăm așa niște secrete, niște pastile pe aici pe acolo. Ca de exemplu, noi pentru că suntem într-un vârf de deal, fumurile și curenții de aer sunt destul de ciudați aici. De exemplu, când mă sui în mașină la o anumită oră din zi și mă uit pe temperatura din bord, aici, pe vârful dealului, la noi cu vreo 2-3 grade mai cald decât cum e în vale, la marginea satului, pe lângă râu. Sau mai jos, pe la mijlocul satului, e o diferență de vreo 2 grade. Revenim la curenții de aer, care de multe ori ni se întâmplă că dacă nu suntem atenți la presiunea atmosferică și facem foc în centrală, ia uite pe aici așa, începe să iasă fum pe la ușa asta care tot de noi e făcută, dar care atunci când de cele mai multe ori nu iese fum pe lângă ușă, decât cu excepția momentelor în care ne face feste presiunea atmosferică și curenții de aer. Ce se întâmplă când iese fum? Uite așa iese fumul până aici și chiar recent am văzut, uite așa stătea fumul aici, plutea, ca la înălțimea asta. Ca un norișor așa de ciudat. Norișor cosmic. Așa, cum evităm noi și cum șmecherim un pic problema asta? Pentru că da, unii o să spuneți, nu ți-e bun hornul. Hornul e foarte mare, ia uitați cât e de mare hornul, îi două cărămizi pe lățime, cred că 50. 50 pe 50. Interiorul hornului e atât de mare, tragerea e foarte bună la horn, dar
Mai e o posibilitate ca pe horn să se adune un dop de aer cald atunci când e soare afară și noi facem foc să răcorește în casă. Dopul ăla de aer cald blochează fumul să plece și atunci fumul ia pe unde e mai ușor. Dar, de cele mai multe ori, când îs presiunea atmosferică și momentele ciudate în aer, luăm aerisirea asta, ușița de curățare o deschidem și dăm foc la un cartonaș aici în horn. În felul ăsta se face primul tiraj care să împingă dopul ăla de aer cald din horn și închidem înapoi. Sigur că ne ajută prima dată pregătim aici focuțul. Pastila, lemnucăle, așchile, subțării și niște lemnucă mai groase. Am făcut foc aici cu cartonul și mă duc din coace și în zilele alea ciudate, care îs poate că vă, ce să zic, vă 10 toamna și vă, încă vă 10 primăvara, să zicem. Așa, estimativ. Nu sunt foarte multe. Țineți cont că noi facem foc în centrala asta, cum îi zic eu, aproximativ 5-6 lumbani. Anul ăsta e un an ciudat, pentru că de-abia acum, pe la mijlocul octombrie, am început să facem focuri. Așa, eu mă duc așa până toate direcțiile, dar dacă mă urmăriți, vă dați seama până la final despre ce e vorba. Prezentarea centralei. Pe aici iese aer cald. Hai tu să vă arătăm înăuntru. Aici e o ladă pătrată prin care circulă apa. Apa aia se înfierbântă, se încălzește și pe aici urcă apa. Aici avem un termostat care ne arată ce temperatură avem apa care îi în centrală și imediat după el un termostat care cuplează pompa. No, termostatul ăsta care e cam vechi și l-a mai și lovit câte o pisică și ce-o mai umbla pe aici. Aici reglăm temperatura la care ne dorim să pornească pompa. Acum ea e reglată la 45 de grade. Când temperatura în centrală ajunge la 45 de grade, pompa asta de aici, care e pusă pe retur, da, se pune pompa pe retur ca apa să vină rece din casă sau relativ rece când o procesează pompa și în felul ăsta cumva o protejăm. Nu fi așa expusă la apa foarte fierbinte, pentru că apa asta poate să ajungă și la 80, 90, 100 de grade. În unele cazuri chiar fierbe apa în centrală și bulbucește în vasul de expansiune. Acum, ca să vă lămuriți despre centrala asta, noi avem un vas de expansiune deschis, spre deosebire de vasele de expansiune închise care se găsesc în comerț și se folosesc, dar cred că tot din comerț l-am cumpărat și vasul ăsta deschis, care arată așa. Și vasul de expansiune închis arată așa. Nu o să vă faceți instalator după video de astăzi, dar cel puțin o să vă dați seama care e treaba cu centrala asta și uite. Centrala noastră în casă e pe cupru. După vreo 5-6 ani de când folosim noi centrala asta, uite aici avem un aparat foarte important de 400 de grame bol de la smântână în care mai picură câte un pic de apă. Aici să știți că la cupla asta avem o garnitură care probabil că garnitura de aici e uzată și va trebui să o schimb. Spuneți-mi voi dacă știți și sunteți instalator ce fel de garnitură ar trebui să pun eu aici, că aș putea să-l întreb și pe tata, dar vă întreb pe voi să-mi scrieți în comentarii. Aici se pune garnitură de cauciuc sau garnitură de clingerit. Deocamdată noi ținem păhărelul ăsta aici, că se mai adună jumătate de litru de apă într-un an de zile. Și de ce nu schimbăm? Pentru că pentru a schimba garnitura asta de aici trebuie să golim toată instalația, să băgăm apă nouă, etc., etc. E o chestie destul de... Nu e foarte dificilă, dar e un pic dificilă. Aici avem un robinet de golire, de exemplu, care se deschide, se bagă un furtun, noi băgăm un furtun pe el, îl scoatem până afară și dăm drumul la apă, pentru că în instalația asta noi încă n-am băgat antigel. Dar nu ne băgăm prea mult în detalii. Așa. Continuăm descrierea și explicațiile despre centrala asta. Instalația e pe cupru, calorifer în casă. Am optat pentru tipul ăsta de centrală pentru că, după cum se vede, e spre folosul nostru, datorită faptului că ea mai fumă din când în când, centrala asta se putea pune și în casă și incorporată frumos într-o sobă de teracotă, dar riscam, iată,
indiferent cât de bun e și cât de înalt hornul, că e foarte, foarte înalt. Deci chiar dacă hornul e foarte mare, lat, înalt, presiunea atmosferică ne face feste și e mai bine aici că dacă iese un pic de fum, rămâne ușa la lemnărie, la centrală deschisă, se aerisește și nu ne afumăm toată casa. Revenim, că n-am ajuns numai cu descrierea, deci termostatul ăsta cuplează pompa atunci când ea ajunge la 40 de grade. Uite. 45. Asta e găleata în care strângem noi cenușa. Nu vă recomand să puneți cenușă în găleată de plastic sau de cauciuc. Dacă eu o să mut ăsta pe 0, pompa va porni și becul ăsta se aprinde atunci când pornește pompa. Ia uitați. Se și aude un pic. Uite, acolo se aprinde becul. Și asta înseamnă că pompa se pornește? Eu dacă vreau să meargă pompa la 0 grade, sau bine că apa acum e la 20 de grade. Eu când ajung la 20 de grade, 18 grade cât îmi arată aici, deja 18 sau sub temperatura cât e acum în centrală, pompa se pornește. Dar noi o lăsăm la 45, ce înseamnă asta? Înseamnă că pompa nu merge foarte mult sau nu merge în gol. Merge atunci când e nevoie să încălzească caloriferele, radiatoarele și aparatul ăsta, dispozitivul ăsta, termostatul ăsta și oprește pompa atunci când temperatura în instalație scade sub 45 de grade. Înțelegeți că eu dacă o las pe 0 grade, temperatura în instalația asta poate să scadă la 10 grade. Să zicem, sau poate scădea la 5 grade când e foarte frig afară și atunci mie îmi bagă apă foarte rece în calorifere, în radiatoare și practic îmbrăcește casa. Și pompa merge deja, mă. Nu e așa mare problemă, că e o pompă care nu consumă mult. Dar mai degrabă răcește casa băgând aer foarte rece și apă foarte aproape înghețată în calorifere. Bun, o lăsăm la 45. Mergem mai departe. Aici avem un dispozitiv care tot așa se reglează la o anumită temperatură. La noi e reglat la 60 de grade. Și atunci când temperatura în instalație ajunge la 60 de grade, dispozitivul ăsta coboară și mi-închide ușa de la cenușar, care de fapt e ușa de ventilație ca să ține focul, să meargă focul mai vioi. Da? Când ăsta se închide, se reduce și tirajul focului și centrala, căldura merge mai ușor. Flăcările și căldura merge mai încet pe horn, iarăși, și cam asta e zona asta de descris, cred că, sper că m-ați înțeles. Aici avem un șubăr, aici avem un șibăr sau șubăr, cum se zice în zona noastră. În momentul în care suntem acasă sau facem un foc bun seara, casa s-a încălzit, mai avem jar nu foarte mult în centrală, închidem șibărul ăsta de tot. Și atunci, bine, el așa e conceput să nu blocheze de tot centrala, să înceapă să iasă fum pe ușă, dar blochează aproape tot tirajul centralei și căldura rămâne și mai mult în centrală, astfel căldura nu ia pe hor să plece și să facă nu mai vine căldură la atmosferă, la natură. Acum, datorită faptului că suntem la patra încercare și am tămutat-o, ne-o dă venit idei. Și împreună cu tata, că-i sobar, și eu cu idei. Dar în principal cu idei. La sobe și la centrale de obicei se pune un capac de țiglă sau de cărămidă subțire care se poate ridica ușor să accesezi zonele în care se pot depune fumurile și cenușa pe culoarele astea de circulația fumului. O să vedeți acum, când o să deschid imediat, cât e de afumată soba asta. Dar vă ziceam că noi am conceput ușițele astea de verificare, care sunt mai ușoare, un pic mai practice decât să ridici cărămida, să lucri cu mortar de fiecare dată. O să deschid acum una, să vedem ce avem aici, deci un pic în spate. Pentru că, în ciuda faptului că eu sunt fecior de sobar, trebuie să recunosc că anul trecut eu n-am curățat soba. Centrală. Că noi zicem și centrală și sobă. Da? Voi vă dați seama despre ce e vorba.
Deci anul trecut asta n-am curățat-o. În toamna asta am desfăcut ușița asta, se vede că le-am pus vazelină pe ele să prindă mai ușor șuruburile. Și am băgat un lemn, pentru că aici trecerea de la centrală la horn e atâta. Și era colmatată cam atâta. Și am băgat un lemnuc de-am refăcut, să zicem așa, volumul de aer care trece prin deschiderea. Dar așa că e al doilea an de când n-am curățat-o. Nu știu când ai curățat-o. Anul trecut n-am curățat-o. Și unii dintre voi o să-mi ziceți, pă, dar pe ți-a fumă centrala, mă, dar tu de aia ți-a fumă că n-o cureți. Să știți că nu e așa, pentru că și după ce o curăți, în zilele cu presiune atmosferică ciudată, cum vă ziceam mai devreme, tot acum, și noi suntem aici de 10 ani și ne-am obișnuit cu treaba asta. Se întâmplă deseori că faci foc, hornul la 8 metri înălțime și coboară fumul, uite aici, așa. De la 8 metri, pe unde iasă, coboară tot aici, la 2 metri, spre pământ. Da? Deci, dar nu e o problemă că noi suntem de aici și nu ni groază, chiar dacă ne mai afumă centrala, măcar nu ne afumă în casă, cum ne afumă pe alții. Că sigur că era mult mai frumos și altfel să ai o sobă de teracotă în casă care aia ține căldura și mai mult, pentru că se înfoacă tot registrul și tot teracota și ține căldura mai bine peste noapte sau și a doua zi sau așa. Am chemat-o pe soția să-mi filmeze un pic și am zis, hai numai un pic și uite-te cât ne-am prelungit cu poveștile. Acum am vedea cât se uitau oamenii la video ăsta, că să știți că dacă nu sunteți abonați la canalul Orășan la Țară, noi facem foarte multe chestii interesante. Și poate că vi s-ar putea părea câteodată că vorbim că tare nu mult. Nu mai ai din asta pe cartela. Cât mai am? Un minut. Da. S-ar putea câteodată să vi se pare că vorbim tare mult, dar ne străduim să vă dăm informații valoroase, așa că abonați-vă la canalul Orășan la Țară. Eu sunt din Ardeal, dar gura mea, ați văzut. Noi, ia uitați ce avem aici. Centrala lui e bine, bine blocată. Și acum cu orice fel de, ia uitați cât e de gros. Da, vreau să vă mai zic aici că pentru a bloca fumul să nu iasă, aici am cumpărat o pânză de cum îi zice ăla, acum că îmi scapă cuvântul. Asbest. Frânghie de asbest se poate cumpăra și am pus pe toate marginile ca să izolăm mai bine zona asta. Da. Și acum o să curăț toată partea, tot ce se poate pe la toate ușile și o să scot afară pe la ușița asta. Da? Ușița de jos. Să văd dacă mai am și aici ceva. Ba, uite, am și aici una. Și acum când am făcut proba la cât e de groasă cenușa pe centrală, e vreo 45 de mm, vreo aproape 5 cm. E clar că de două, e clar că nici anul trecut n-am curățat-o. Și procedura e în felul următor. Cu un lemn sau cu altceva sau cu o bucată de tablă de pe centrală curățăm toată cenușa în jos, acolo pe canalul ăla și ulterior, după ce desfac capacul ăsta, pe aici o să culeg, pe aici o să culeg tot ce dirigez eu acum în jos. Îmi zicea tata și așa și este, că dacă aici sunt 5 cm de cenușă, pe lângă faptul că acest canal este obturat, transferul termic nu este așa de eficient, pentru că focul care vine pe aici, sau fumul, nu mai încălzește și pe partea asta centrală. Pentru cei care sunteți interesați de detaliile specifice ale centralei. No, ia ce fain m-am făcut. Mândru. Parcarea de acolo. Aproape două găleți am făcut. Aproape două găleți am scos de cenușă. Dar spre final. Trebuie să mai pun șuruburile astea jos.
Asta cred că o să o bag eu în foc, că s-o pus pe ea smoală de aia. Aici ai desfăcut sau cureți? Da, e gata, că desul s-am început în jos. M-am murdărit un chic, dar după cum mă fac de murdar, știm că mi-are cam 2 ani. Dacă vrei să margă și ești bătrânel din ăla la 60 de ani, ești la pensie și ai vreme să dă-te zua pe e, atunci poți să facem tătanul, da? Eu mă avea vreme, o face și noi tătanul, dar nu-i musai. Din ce văd eu. Pentru că îmi zicea tata că scade eficiența. Dar nu scade, că noi să știți că o casă de 110 metri pătrați utili ne ajunge cam 7-8 metri cubi de lemne pe iarnă. Deci, mai bine de atâta ce să vrei de la o centrală. Nu-i, eu zic că nu-i mult. Și o casă cu 3 camere, living, bucătărie, baie, holuri și așa mai departe. E bine. De-aia vă ziceam la început că centralele pe lemne, în ciuda faptului că sunt puțin incomode, că ai de căra lemne, ai de lucrat, ai de tăiat, ai de așezat, ai de stivuit, acoperit, protejat, băgat pe foc, dar e un cost redus. Pentru că și anul ăsta lemnele sunt la 300 de lei. 300-350 de lei metru aici Maramureș, așa că cât costă să încălzești o casă 5, aproape 6 luni pe an? Nu. Asta e treaba. O să mai pun șurubelele astea. Trebuie să scot și cenușa. O găleată de cenușă e acolo în ei, jos. Și apoi facem un foc și vă arătăm ce frumos merge. Pentru că înainte de aia putem face o probă să vă arăt o șmecherie. Șmecherie de șobar. Ca să verifici dacă soba trage. Deschizi un pic ușita și urmărești flacăra. Acum flacăra merge drept în sus. Uite așa, vezi cum merge drept în sus. Merge drept. Și eu acum când o fac aici, ea se înclină încoace, da? Înseamnă că uite cum merge flacăra. Deci aici am poziția asta, flacăra merge drept în sus. Și când mă apropiu de ușa întredeschisă, uite cum merge flacăra. Nu se vede de mâna ta. Uite cum merge flacăra în lateral. Noi vă recomandăm, dacă stați la casă, eu vă recomand dacă stați la casă să nu vă luați după noi neapărat. Eu, prin experiențe de astea empirice, prin ce văd eu și observ în gospodăria mea și în situația mea individuală, fac curăț centrala când consider eu că e nevoie. Dar voi vă recomand să curățați hornul și centrala de fiecare dată, în fiecare an, dacă se poate chiar și de două ori pe an, ca să fiți în siguranță. Și mai ales vă trebuie un horn foarte, foarte bine zidit, din cărămidă, nu din elemenți din aia de ventilație și așa mai departe. Bun. Avem aici niște lemnucă de tei și un mare avantaj la centrala asta este că are focar foarte, foarte mare. Asta înseamnă că poți băga boci. Eu cred că dacă mă socotez bine, și ăsta pot băga. Un pic cam mare, da. 35 de centimetri. Vreo 32 de centimetri, sigur intră boc acolo. Și pornim focul. De ce ne ajută să avem focarul mare? Pentru că în nopțile foarte reci de iarnă, băgăm un boc, ducem temperatura în casă la nivelul la care ne dorim și băgăm un boc gros. Și până dimineață avem încă foc mult și jar. Cred că cum am umblat eu aici, ăsta s-o cam coborât. Ceva nu? Bun. Ce zice? Înghiți fum? Nu cred. Nu cred, pentru că acum s-a răcit mult. Afară e rece. Și deja începe să pufuie, să tutuie. Da, dragilor, focul arde, sună frumos. I-am curățat un pic și aici deasupra ușii.
Am lustruit un pic și aparatele și putem să stăm liniștiți cel puțin un an de zile știind că avem cea mai ieftină încălzire posibilă. Deci faceți horn bun, curățați centrala și soba și hornul în fiecare an și vă mulțumesc pentru vizionare, aștept reacțiile voastre în comentarii, vă salut și ne vedem data viitoare!